Artistul Cerebel, care a făcut parte din trupa Simplu, a suferit duminica trecută un accident rutier în timp ce se deplasa cu motocicleta pe raza orașului Hațeg. În urma impactului cu o auto utilitară, Cerebel a fost rănit și transportat la spital, iar acum le mulțumește tuturor cadrelor medicale. În primul rând vreau să vă spun că sunt bine, mă recuperez și vreau să-i mulțumesc bărbosului că are grijă de mine. Îmi învăț lecțiile, nu știu, lecții pe care poate trebuia să le învăț mai devreme, dar le învăț acum, nicio problemă, cu un preț, că așa se întâmplă în viață. Și în primul rând vreau să mulțumesc tuturor cadrelor medicale care au avut grijă de mine, din Hațeg, din Deva, de aici, de la București. Și bineînțeles vreau să mulțumesc comunității moto din România care a fost alături de mine și bineînțeles prietenilor, familiei, fanilor, toți cei care au avut un gând bun. Pentru mine a contat foarte mult și nu vă mai faceți griji, nu mai citiți toate știrile pentru că nu sunt chiar așa. O să vă povestesc cum a fost în realitate, dar deocamdată să știți că sunt bine. Oficial îmi merge bine. Vă reamintim că date oficiale furnizate de către Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara arată faptul că duminică, în 6 august, în timp ce se deplasa pe o motocicletă, Cerebel ar fi depășit neregulamentar o coloană de mașini, după care a intrat în coliziune cu o auto utilitară, el având nevoie de îngrijiri medicale.